Cine a propus, de exemplu, să tăiem oaia? În condițiile în care, repet, mai aveți mâncare. Ne-ai spus la un moment dat că este un joc care pe care, corect? Mm-hmm. Probabil că, fiind fermier, am voie să fac o joacă, corect? Depinde ce vrei să fac, nu știu. Eu îi lăsam să-și pregătească oaia, să o spele, să-mi o aranjeze, să-mi o pregătesc și să-mi o plimbe puțin prin curte, netăind oaia niciodată, believe me, nu fac treaba asta. Crede-mă din suflet. A, deci era practic o glumă era ta? Era o glumă a mea, să o duc la capăt, să le întind nervii la max. Mi-e și față că nu-i adevărat. Păi și tu l-ai crezut? Deloc. Da. Am văzut că a dat așa niște explicații foarte ciudate. Te-a convins? Nu. De acum înainte poți să mai ai încredere în cuvântul lui? Deloc. Ți-a fost adevărat alifață. Nu vor mânca pe tura mea niciun animal de aici. Pot să mai ridic o situație care avem, că... Având în vedere că ea nu mănâncă nimic altceva decât vegetale, avem o problemă la împărți mâncarea, pentru că, uite, îți dau un exemplu. Noi, deși nu dau găinile prea multe, o dau unul la 3 zile, un ou ăla avem, noi niciodată nu apucăm să-l consumăm, noi, oricare dintre noi. Pentru că există și pentru ea o prioritate că săraca n-are ce altceva să mănânce. Adică o sursă de proteină care ar fi mega importantă pentru noi, va trebui să o cedăm ei pentru că ea nu mănâncă carne. E o situație separat specială, dar am sperat că din ce aveți voi găsit și nu pentru ea, o să mă gândesc și la un măr tocmai în plus, a luat un cartof în plus. Nu știu câți cartofi a luat, acum să-și facă ei. N-a luat să-și facă nimeni nu știu câți cartofi, hai că spun eu că ea tăia cartofii. Uite, pot să arăt. Un cartof mare s-a luat pentru ea, este enorm. Un sfert de roșie. Din cartoful ăla mare enorm. Știu, da, l-am pipăit, l-am lins. Știu perfect cum arată cartoful ăla. Așa. Din ele să făceam o ciorbă. Uite puțin cum arată. O ciorbă, 10 cartofi la 12 oameni. Când nu mănânc așa. Păi nu-i vorba, trebuie să mănânce și ea, dar atunci... Asta e o porție de un om? Nu, da. Sunt două porții acolo. Respectăm faptul că e vegan, e o alegere personală? Se aducă legume separat. Nu, nu se aduce nimic separat. Voi împărțiți și niciodată nu primește Giulia doar pentru că e vegetariană mai mult de mâncare decât voi. S-a consumat și roșie, și ceapă, și usturoi, și cartofi. Nu e ok. N-am venit aici să gătim fine dining. Este master chef acolo. Nu gătim așa ceva. Cine a gătit aia? I-am pregătit-o pentru că ea nu are Gabi, mâncare. Gabi, greșit. Ai mâncat, ai luat din ingredientele unei case întregi pentru Giulia. Îmi pare rău, okay, greșit. Mâncați voi. Poftim? Deci, îți spun încă o dată. Ai luat din ingredientele casei ca să faci un fine dining pentru Giulia. Greșit. Și îți spun bine să drămâiesc Selina. Am învățat. Te rog, eu frumos. Nu, bine, eu n-am arătat în sensul că e cineva. Hai să spun eu ce ai văzut ce e moală. Trebuie să mănânce și ea cumva, nu? Bun, am o rugăminte. Nu-i pun nimic ei. Cu tot dragul pentru voi, Giulia și Gabi, nu există mâncarea aia. Uitați-o, mâncarea se împarte la toată lumea. Știți deja, când faceți o supă și fierbeți întâi legumele, dacă sunteți simpatici, dați un bol de supă exact cât aveți și voi și separat puneți carnea și o fierbeți pe voi. Ok, egal. Așa o să fac. Dar nu există altceva mai mult sau mai puțin. Ce aveți voi se împarte și la ea, minus carnea, că nu vrea să mănânce.